probabil că știți studiul acesta de la Harvard, că cel mai lung studiu pe partea de comportamente, care a intenționat să afle ce îi menține pe oameni sănătoși și fericiți. Și s-a desfășurat pe 724 de bărbați, dar după ce aceștia s-au căsătorit și au intrat în relații, de fapt și pe familiile lor, au intrat în studiu toți, soții, copii, nepoți, deci toți au intrat în studiu să li se studieze comportamentele. Cred că au participat 3 sau 4 generații de cercetători la acest studiu. Rezultatul a fost cam așa. Dacă îi întreba la 20 de ani ce te face pe tine fericit, ei răspundeau, a, păi s-a îngagică să fiu văzut în gașcă șmecher, să impresionez. La 30 de ani să aibă un job bun, să fie căsătorit, să aibă o familie, să aibă o casă. La 40 de ani să fie cineva văzut în comunitate, să aibă poziție socială, să fie respectat în comunitate, să aibă mai multă avere și influență, putere. Și tot așa, spre bătrânețe, lucrurile se schimbau. Și concluzia a fost că ce i-a ținut sănătoși și fericiți pe acești oameni au fost relațiile bune cu ceilalți. Deci nu averea, nu serviciul, nu casa, nu gagica, nu banii, nu accesoriile, ci relațiile bune cu ceilalți. Adică să ai pe umărul cui să plângi, să te simți înțeles la greu, să ai prieteni care să te întrebe ce mai faci, ești bine. Da? Deci relațiile bune cu ceilalți, din familie, dintre prieteni, era, adică acum că știm, adică fiind ființe sociale, omul fiind o ființă socială, un animal de grup, e firesc să funcționeze bine doar în grup. Și dacă tot e ființă socială, de ce să nu o facă bine? Da, în loc să se alieneze. Și depresia cam asta face, ruperea de grup. Da, prin acea retragere socială, prin izolare, autoizolare, își alienează sănătatea, alienându-se de grup, de fapt. Da, și atunci prognosticul este clar dezavantajos la persoanele care au depresie și nu înțeleg că e important să iasă din zona de confort și să echilibreze stâlpii aceea unei vieți, ai unei vieți cu sens.